Salut, oameni buni! Eu sunt FRM, iar astăzi vom continua cariera cu FCSB în FTSP 18. După ce o să termin sezonul ăsta, o să schimb jocul, unul mult mai super, tot în genul acestuia, o să vedeți atunci, la momentul oportun. Jucăm cu Howard, Jair, Enache, Popescu, Momcilovic și restul băieților, o să-i vedeți imediat. Da, am crezut că e echipa mea. Pele este accidentat și va trebui să jucăm cu Noere. Pase, Van Persie, Van Persie, întoarcere, pase, offside. Offside, offside. Hai, Gnoiere, Gnoiere. Recuperarea lui Van Persie, Gnoiere. Ah, 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 cred că deja s-a rupe. S-a rupe iar Gnoiere. Da. Oh, și Filip. Da. Corner. Dificultatea încă este pe hard. Și o să joc așa, chiar dacă e mai complicat. Ăsta e fake, Noieri, îl cheamă Nahori. Coman. Oh, mamă, ce urât a intrat. Dacă și noi putem să intrăm, da. Cred că s-a rupt jucător. Cred că am un jucător rupt pe teren. Deși nu mi-apare. Van Persie, pasic Noieri. Ce șut a fost ăsta, mă, Noieri? Da. Ultimul minut. Cred că nu mai avem fază. Nici o fază. Ia să vedem ce putem face schimbare. Nu prea am ce. La schimba. Băgăm pe Budescu. Trebuie să câștigăm, mă, băieți, mă. Viitorul e pe locul 2 la un singur punct diferență de noi. Și asta nu e bine. Vai, 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 vai. Hai, mă, Teixeira. Jair, ce ai făcut, mă, tată, mă? Du-te, du-te. Tu recuperezi, nu mă interesează. Tu ai pierdut-o, tu recuperezi. Nu sunt nemâncați ăștia, mă, frate, mă, jucătorii mei. Van Persie, Van Persie, pas în față la Alibek, dar nu. Urcă, mă, Alibek, urcă, 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 se duce, se duce, Alibek, Alibek, Alibek. Centrarea lui Alibek. Ce a fost asta, mă, Alibek, mă? Schimbări, hai să vedem schimbări. Alibek afară, îl băgăm pe Iacolist și în locul lui Teixeira pe Golovka. Hai să vedem. Hai, Popescu. Jair. Jair. Hai, de... hai, Jair, Jair. La Van Persie, Gnoiere. Alibek, Alibek, Alibek. E lent, rău, lent, rău, Alibek. Serios, chiar așa facem egal cu UTA? Nu se poate, nu-mi permit. Da. Asta e, mă, băieți, mă. Ceva, ceva aici. Următoare, o să jucăm cu FC Botoșani. Ceva schimbări, Pele, unde ești, mă, Pele, mă? E încă accidentat, Pele va trebui să stea acolo. Lăsăm așa că o să avem meci în UEFA Champions League și nu îmi permit să obosesc jucătorii. Poate până atunci își revine și Pele. Hai. Enache, Enache. Deci era pase lungă către Van Persie, Van Persie. Am nevoie de atac, nu urcă nimeni. Și Van Persie, mingea ta, du-te Van, du-te Van. Gol! Cu stângul a dat. Ia să vedem încă o dată. Frumos aici, frumos, pac, 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 pac. Sprintul lui și a dat cu stângul. Bun gol, bun gol. Chiar mi-a plăcut. Hai să vedem. Să ne trezim că mă ia somnul și pe mine. Recuperare frumoasă, repede. Șut! Oho, Gnoiere, mă, băieți, mă, bizonul, cum i-a luat mingea lui ăla și nu l-a mai prins. A fugit din mânca pământ. Pe 2-0 minutul 19 pentru Steaua. Hai, Van Persie, Van Persie, pase în față, Gnoiere, du-te, tancule, du-te. Da.
cât se poată alerga și Noire. Van Persie cu capul, da, a dat-o aiurea. Noire, recuperarea lui Noire. Șut, frumos, Noire. Dar a prins efect mingea aia. Nu știu cum, dar chiar a prins efect. Șut, ca lumea, opa. Aproape în plasa laterală. Portarul n-avea ce să-i facă la faza asta. Noire. Ce se întâmplă oare cu FC Botoșan? Este dominată de Steaua. Pasul nu ajunge, pasea la Noire. Noire recuperează. Oh, Albeck, centrare, dar nu se poate. Nu reușește să centreze bine. Recuperare, Filip, pase la Van Persie. Noire, și este gol. Hat-trick Noire. Da, cam asta a fost. Hai să-l odihnim pe Noire. A fost bun băiatul. Și pe Teixeira îl băgăm pe Vlad Achim. Jucăm așa. Aștept meciul cu AS Monaco. Trebuie să-i batem sau măcar un egal să scoatem. Se duce. Centrare și Achim. A prins portarul. Dar a dat-o bine Achim cu capul. Am crezut că o să fie gol, dar portarul era fix pe minge. Achim. Pase lungă la Van Persie. Centrarea lui Van Persie și Iacolis. Gol. I-a pus-o pe direct așa, frumos, ușor. Frumos. Meciul ăsta s-au revanșat jucătorii față de cum au jucat cu cine am jucat? Cu UTA. Poate. Da, nu se poate așa ceva. Mă, băieți, mă, eu am pus pe hard jocul ăsta, dar... Da, poate chiar așa slab sunt ăștia de la Botoșani. Hai să vedem, Alibec nu reușește. Nu-mi place Alibec cum a ajutat. Alibec, Van Persie. Pase lungă către Achim. Vlad Achim se duce. Șutul lui Achim. Da, nu se poate așa ceva, mă, băieți, mă. Hat-trick și Van Persie. Cine o să fie oare omul meciului? Mai am o schimbare, mi se pare, dacă se merită să o fac. Hai să vedem, Alibec afară, poate contează ceva pe acolo. Na, cât mai aleargă, băieți. Un Cilovic cu capul, ce plonjon a băgat băiat. Și omul meciului Van Persie, deși și Noire a făcut hat-trick. Da, băieți, mă. Cam așa ceva. Așa ceva se joacă. Jair s-a accidentat oricum, nu știe nimic să joace. Van Persie, Noire. Oh, atacul nostru este în echipa lunii. Clubul lunii este... Cine să știa, mă? Concordia Chiaj. Bravo lor. Iar jucătorul lunii este Noire. Harlem Noire. Oho, și avem meciul cu băieții noștri de aici. Asta e Monaco, îl băgăm pe Pepe. Zim că ți-ai revenit, noi Pele. În mare este o leacă odihnită, îl țin pe bancă, vedem ce o să facă. Hai să jucăm. Hai că acum nu mai greșesc, mă pun pe mine în roșu, pe ei în negru. Și cam așa jucăm. Sper să putem câștiga. Dacă am câștigat cu 6 sau 7 la 0 cu Botoșani, poate câștigăm și cu AS Monaco. Na, în timpul liber, în timpul liber mai joc acest joc, diferite meciuri care are mai multe moduri. Poți să joci ca un jucător și ca orice echipă. Da, ne luăm gol, vorbeam și ne-am luat gol. Vreau să vă zic că am mai jucat jocul ăsta cât de cât și ar trebui să mă pricep o leacă așa mai mult decât prima dată când am jucat și nu știam să leg pasele. Faul. Oho, Alibec, dacă dai gol, ești bun. Nu se poate. Vai. Chiar așa, mă, băiți, mă. Luăm bătaie de alea, asta e Monaco. Alibec, pe lângă poartă, nu? N-ai știut să te întorci o leacă mai mult la șutul ăla, nu?
acum. Hai să vedem. Coman cu capul la Noire. Pase Van Persie, Van Persie. Nu urcă. Noire. Nu urcă. Am vrut să-l dau. Oh, și ce pase. Popescu trebuie să se descurcă, dar nu Moraes. Noire. Pase la Van Persie foarte încet. Alibek, Alibek, Alibek. Și Van Persie, Van Persie. Gol, ce frumos, am crezut că dă pe lângă, dar nu, egalăm, egalăm AS Monaco înainte de prima, de sfârșitul primei reprize. Acum hai să vedem ce facem, ce facem. Nu facem nimic, lăsăm așa, schimb mai încolo, o să-l băgăm pe Pele, poate. Hai să vedem, trebuie să-i batem, nu se poate așa ceva. Ăsta e visul meu, să câștig UEFA Champions League cu Steaua. Oh, ce greșeală a celor de la Monaco. Van Persie, pase, Noire, nu se poate, nu se poate, greșim și noi. Și du-te Coman, 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 Coman. Mingea a ieșit afară, schimbă repede, Filip. Băgăm pe Budescu. În locul lui Alibe, cred că îl bag pe Pele. În locul lui Texi era pe Golovka. Sau nu, Vlad Achim, că mi-a plăcut cum a jucat. Hai să vedem. L-au scos pe Bakayoko. De când Bakayoko e la asemenea acolo? Nu se poate, am greșit pasea. Nu trebuie să ne luăm gol, ne-am repliat bine. Budescu, Budescu, pase la Pele, 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 la Van Persie, Van Persie, centrarea lui Van Persie, nu reușim. Se lasă avantaj. Nu rimene la asta. Cum nimeresc să-mi dă, mi se dea mesaj când joc și eu. Da. Hai să vedem. Cred că ăsta e ultimul meci, că mă cheamă băieții pe live. Hai, hai, hai. Ținem de egal. Poate o victorie? Nu se poate. Nu a ținut arbitru cu noi. Omul meciului este Van Persie, normal. El a dat golul egalizator și o execuție foarte frumoasă. Ce mai este? Și a revenit Jair ăsta. Și o să jucăm cu CSU Craiova, dar asta în videoclipul episod. În, da, am vorbit și eu în următorul videoclip. Eu am fost FRM și v-am lăsat băieții.